Domnule Cojocaru, de ce ați demisionat din PNL? Așa cum am spus-o și când am demisionat și după ce am demisionat, eu am spus-o o greață viscerală în termeni cât se poate de corect. Efectiv m-am săturat de fenomenul politic și tocmai de ce spuneau invitații dumneavoastră, de acele culise care duc la o poziție comună în față. Adică eu consider că sunt foarte mulți oameni în spatele celor care apar pe sticlă, care, mă rog, nu fac tocmai cinste fenomenului politic. Spuneați într-o declarație dată anterior unor colegi din presă că sunteți dezamăgit de faptul că n-ați reușit să impuneți un alt fel de model în politică. Ce fel de model ați vrut să aduceți în politică, domnule Cojocaru, și cine v-a împiedicat să o faceți? Acum, nu știu, poate încă la cald, de aceea am spus că eu voi organiza o conferință de presă ori săptămâna asta, ori săptămâna viitoare, când lucrurile se vor liniști. Modelul care am vrut să-l impun a fost modelul tocmai a tinerilor care au defect, în ghilimele, de a spune ce gândesc în interiorul organizației și de a promova o politică, zic eu, chiar a bunului simț. Mi-a fost greu, aproape imposibil. E greu să spui ce gândești, e greu să nu faci compromis. În momentul în care spui ce gândești, ești tratat fie ca dezertor, fie ca independent, fie ca multe alte etichete. Din punctul meu de vedere, politica așa trebuie făcută și aici chiar cred că aveți în studio și domnul Chian Dragoș și chiar dintre puținii care gândește la fel ca mine, cred. E greu să faci politică fără să-ți poți spune punctul de vedere. E greu să și explic, pentru că toată lumea m-a întrebat de ce. De ce? Pentru că în momentul când vorbești în cadrul formațiunii politice, trebuie să fii lăsat să-ți exprimi un punct de vedere. Să înțeleg că fără repercursiuni. Să înțeleg că n-ați fost lăsat să vă spuneți punctul de vedere. Ba da, am fost lăsat să-mi spun punctul de vedere, pentru că de obicei nu prea întreb, nu-mi cer voie înainte să spun punctul de vedere și asta e un alt defect pentru politică. Și v-a costat faptul că v-ați spus punctul de vedere? Da, m-a costat și m-a surprins total neplăcut faptul că m-a costat prima dată, am crezut că am demonstrat prin poziția mea, pentru că acum o pot spune public, că am văzut o grămadă de blogări pe care până ieri nu știam. N-am avut niciodată curiozitatea să văd cine scrie pe bloguri în Bacău. Astăzi am avut și o curiozitate pentru că am fost sunat de colegi de dumneavoastră din presă, în care mi-au spus tot felul de scenarii. Am avut de la dimisia mea de sâmbătă și până în prezent vreo 4 funcții prin Bacău, și independente, și politice, și apolitice. Cred că mai aveam puțin și mi se propunea și funcția de tehnocrat la conducerea guvernului. Și de la aceste afirmații am ajuns și la cei blogger, pentru că e important. Blogger care sunt și ei asimilați fenomenului politic și care scriu în funcție de ordinele care le primesc de la centru. Tocmai asta nu-mi place. E imposibil să spui, de exemplu... Domnule Cojocaru, sunteți avocat, ați făcut acum o acuzație și ar trebui să aduceți probe pentru ea. Ce acuzație am făcut? Ați făcut o acuzație că bloggerii scriu în funcție de interesele politice. Doamna Bichescu, dacă dumneavoastră dați acum un search pe orice sau dacă intrați pe oricare dintre site-uri, pentru că eu când mi-am făcut acel anunț, era o hotărâre de-a mea luată seara, am fost acuzat că am făcut-o la nu știu ce post, de exemplu, la nu știu ce post de televiziune, motiv pentru care asta ar însemna nu știu ce. Sau am făcut-o pe un post care are de fapt în spate pe nu știu cine, care mai nou e cu PDL-ul și asta înseamnă că mă duc prin vicepreședinte, vă dau un exemplu. Domnul Aghiuță, îi spune el pe nume, ca să dau nume concrete, a spus că mă duc prefect. Domnul din partea cealaltă a spus că sunt antidotul lui Stavarache, pentru că ei au o problemă cu Stavarache. Cei care sunt... Domnule Cojocaru, haideți să nu analizăm acum... Vă dau toate exemplele care pe mine mi-au demonstrat. Nu mă duc, nici prefect, nu sunt nici tehnocrat propus pentru funcția de premier, nici prin vicepreședinte la PDL. Nu mă duc nicăieri. Nu că nu mă duc. Mă duc, s-ar putea să mă duc la prefectură personal și luați în punctul de vedere, pentru că în emisiunea, și asta n-a văzut nimeni, că în emisiunea în care m-a anunțat lucrul ăsta, am spus că e greu să accept să fiu reprezentantul acestui guvern în teritoriu. Mi-ar fi greu. Mi-ar fi la fel de greu cum aș accepta să mă stau la masă cu anumiți
colegi de mei care spun liberal. Mi-e la fel de greu.